Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Bună dimineața și bine v-am găsit! Pe cât de urgente sunt probabil problemele din bugetul statului român, pe atât de imposibil sunt acestea de rezolvat pe termen scurt. În discursul din fața Parlamentului, Ludovic Orban a vorbit despre prioritatea investițiilor. Iar asta este pentru mine o surpriză plăcută. Și asta pentru că noul guvern se va confrunta cu un paradox pe care sper să-l înțeleagă cât mai mulți politicieni, dar și cât mai mulți români. Atât de multe găuri va lăsa PSD în urmă, încât greu se vor mai găsi bani și pentru investiții. Pe de altă parte, nimic, nicio problemă, nici în sănătate, nici în educație sau asistență socială, nimic nu mai poate fi cu adevărat rezolvat în România decât după relansarea investițiilor publice. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM. Când guvernul face un spital, o școală sau o autostradă, lumea vede exact atât. Spitalul, școala, autostrada. În realitate, aceste edificii publice înglobează salariile celor care au muncit să le ridice, ale celor care lucrează la ele după inaugurare, dar și ale multor alții din industriile orizontale sau verticale, din servicii ce deservesc firmele care au lucrat sau care lucrează în legătură cu aceste edificii. De ce nu văd românii toate acestea atunci când guvernul anunță că va face un spital, o școală sau o autostradă? Simplu, pentru că un flux permanent și la un nivel constant al investițiilor publice și private, tradus într-o mare ocupare a populației și în salarii, îmbracă în final ceea ce toți bănuim, dar n-am văzut niciodată. Mult așteptată bunăstare. Invers, pentru că bunăstarea lipsește din România, cineva care nu cunoaște realitățile noastre, dar știe doar această regulă, îți poate spune că în România nu se fac investiții publice. Observați, în ultimii ani s-au dat salarii mai mari, s-au dat pensii mai mari, s-au dat mai multe credite într-o filozofie pe cât de puerilă, pe atât de periculoasă, numită wage-led growth, sau creștere pe salarii. Puerilă pentru că într-o țară care importă masiv, tot ce dai pe salarii se duce în afara României și deci nu are cum să rămână în bunăstare. Periculoasă pentru că această politică s-a făcut pe credit, legând de mâini și de picioare nu numai această generație, ci și generațiile următoare. Un Mercedes și colo o vilă sau un bloc de lux nu înseamnă bunăstare. Ceea ce tot fac guvernele României de 30 de ani este dependență socială, nu bunăstare. Inevitabil, acum banii s-au terminat, iar noul guvern e condamnat să facă alte credite și mai mari pentru a plăti ceea ce precediștii au dat, când au dat de la ei. Iar aceasta e capcana. Pentru a ieși din ea, noul guvern trebuie pur și simplu să se împrumute și mai mult, să schimbe modul de funcționare al economiei, dar treptat, investind mai întâi pentru a produce venituri mai mari la buget. Da, înainte de a face un spital, o școală sau o autostradă, investițiile astea publice întorc bani la buget, prin creșterea treptată a bunăstării, care spre deosebire de dependența socială produce și venituri cam asta tot încerc să vă spun când vă spun, nu numai că deficitul public va fi depășit oricum anul acesta, pentru că PSD a sărit grozav calul împrumuturilor pentru consum, dar că va trebui depășit și anul viitor și probabil și în 2021, ca să putem să ne reechilibrăm ca țară undeva prin 2022, iar acesta este un scenariu optimist. În opinia mea este singura soluție și cu cât începem mai repede, cu atât mai devreme vom reuși să demontăm această capcană a pesediștilor. De aceea vă spuneam la moțiunea din vară că trebuie presată schimbarea guvernului. De aceea nu sunt nici acum de acord cu cei care spun că trebuia lăsat PSD-ul la guvernare ca să facă țara praf și să se convingă lumea să nu-i mai voteze. Țara este praf, chiar dacă nu toată lumea își dă seama iar noi vom avea nevoie de un consens național cât mai larg pentru a sparge acest cerc vicios al politicilor ciclice. Va fi nevoie de un guvern cu o susținere parlamentare mult mai largă și sper să vină și acela anul viitor, dar până atunci, guvernul Orban trebuie cel puțin să deschidă acest ciclu pozitiv, să ne spună exact unde suntem și să oprească afundarea în dezastru. Cei care vor înțelege, vor înțelege. Cât despre cei care nu vor dori să înțeleagă și sunt sigur că vor fi mulți și de aceea, ei ar trebui doar să se uite înapoi nu doar în ultimii 30 de ani, ci în toată istoria noastră milenară. E timpul, zic eu, să renunțăm la tactica pământului pârjolit. Dezvoltarea e un proces permanent, dar pe care noi nu l-am avut cu adevărat niciodată. Fără dezvoltare nu există nici bunăstare. Blestemul nostru nu e de fapt lipsa banilor, stimați ascultători. Este incapacitatea de a înțelege că banii fără muncă sunt orice altceva decât bunăstare.